În cadrul vizitei pe care Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Ceche Atila, a făcut-o în primăvara anului trecut, s-a vorbit despre construirea unei creșe în Câmpul Lung, al cărei proiect trebuie să fie finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. De atunci și până în prezent s-au făcut demersurile pentru ca documentația să fie pusă la punct, iar ieri, după cum a anunțat primarul Elena Lasconi, a fost semnat contractul de finanțare. Investiția va costa aproximativ 16 milioane de lei și urmează procedura de achiziție și execuție a lucrărilor. Cel de-al doilea proiect despre care edilul Lasconi a anunțat că l-a semnat se referă la consolidarea drumului din cartierul Chilii, în zona unde un mal se află pe punctul de a se prăbuși. Proiectul este estimat la 900 de de lei, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene prin grupul de acțiune locală Câmpul Lung. Contractul a fost semnat electronic ieri de către primarul Elena Lasconi.